soarele e pe asfințit, eu de treapă m-am gătit. Și m-am gătit de treabă că am făcut rostul de niște crenguțe de begonia, diferite culori și frunze. Ok, deci crenguțe și frunze. Și vreau să le mulțesc. Deci sunt diferite culori, modele. Cum facem? Am curățat cuțitul dinainte ca să nu mai pierd timpul și vreau să vă arăt că oricât de curat părea el, l-am dezinfectat cu alcool și se vede că a avut nevoie de așa ceva. L-am folosit la alte plante și a rămas cu mizerie care nu se vedea. Deci ce am pregătit? Solul care vreau să-l fac. Aici este nisip și piatră sfărâmată, vermiculite sau vermiculite, depinde cum știe fiecare cum îi spune, și pământ cumpărat. Vreau să folosesc pământ cumpărat din cauza că este steril, nu poate afecta nimic plantele mele. Eu am un plan, mai multe proiecte, dar nu am timp să le fac și fac și eu cât pot. O să mai vreau să pun și în mixura asta și niște praf dintre ăsta de crescut rădăcini. Nu vreau să pun fiecare, ci astăzi fac altfel. Pun un pic și când îl amestec, el va avea suficient. Pentru aceste plante. Așa, ia să pun acum telefonul între pied. Să pot să fac treaba. Asta nu vreau să stea cum vreau eu, dar îl rezolvăm până la urmă. Perfect, acum? Bun. Deci, pun vermiculite. Asta este foarte bun, ajută la înrădăcinare. Cred că ați observat la o floare care o cumpărați, are niște chestii dintre astea albe. Aceste chestii albe, în general, este vermiculite, dacă nu, este zăpadă artificială. Unii ziceau că nu se folosește, dar eu am mai folosit zăpada artificială și au văzut și la alții și a ajutat la creșterea rădăcinilor. Fac un pic de mizerie, după care o să trebuiască să fac și curat, este obligația mea. Să dau și prin colțuri, cu cuțitul, amestec foarte bine. Afară e destul de cald, se cunoaște că e vară. Ok, aleg crenguțele care sunt mai mari, pentru că nu mă ajută acum deloc. Nisipul care trebuie sfărâmat, îl sfărâm mai bine și caut să fie un pământ cât mai accesibil pentru plantele noastre, să nu fie situația în care să nu pot să le plantez. Ok? Cam asta e. Perfect pentru ce doresc eu să fac. Dacă aveți, spre exemplu, o plantă de la
un prieten, un vecin, un magazin, tăiați florile. Deci aceste flori consumă energie foarte multă. După care lăsați doar două frunzulițe, chiar și una. Și tăiați dedesubt frunzulițe, unde a fost frunza, da? De aici se va face rădăcinile. Recomand să începeți, deci despicați în două, în patru, în funcție de cât de groasă poate fi crenguța. Am aici deja o cutiuță cu pământ, da? Eu pun șervețel înainte de a pune pământul și fac un spațiu. Ok. Acum, fiindcă aici este pământul fără acest hormon, voi pune un pic în hormon și plantez să intre acel nod foarte bine în pământ. Deci a intrat în pământ, după care eu le pun la semi-umbră. Nu la umbră și nici la soare. Soarele le poate afecta din cauza căldurii, mai ales vara. Acum, cum facem cu frunzele noastre? Înainte de a pune frunzele, am să ud acest pământ. Ceva mai mărișor. Din cauza că după aia îmi va fi greu să-l ud, că voi deranja plantele. Ok, e perfect. Acum alegem frunzele cele mai bune, le tăiem codița okay. După care le tăiem în funcție de cât e frunza de mare, în două, în trei. Da? Se poate tăia și vârful separat. Deci eu am tăiat-o în patru. Și facem cu cuțitul loc unde va intra frunzulița. La fel facem cu fiecare. Deci asta este tăiată așa. Partea de sus este cea naturală. Voi pune culcată în felul acesta și punem până la jumătate. La fel, următoarele. Acum aveți timpul să, un timp să dați un subscribe ca să urmărim evoluția acestor plante. Deoarece doresc ca să vă țin la curent cu toate informațiile, să vedem cum a crescut, cât a crescut, dacă a crescut. De asemenea, puteți să puneți în apă frunza cu totul, așa cum este asta mai mică, o puteți pune în apă și va da rădăcini și la frunze. Asta este deja ruptă. O voi tăia de aici, de unde e ruptă. Restul pun în apă
iar partea care nu a putut să rămână întreagă o voi pune foarte frumos lângă suratele ei. Și la fel și asta este un pic frântă. Voi proceda cu toate în modul în care să ne fie bine tuturor, da? Ele să crească, iar noi să ne bucurăm de ele. Încă una aici, deci o curăț de aceste două frunze, adică s-a agățat de deget, cât mai aproape de tulpină. Ca să nu consume multă energie, voi tăia și din frunze. Nu va avea nevoie de toată frunza ca să crească. Ele sunt fragile, voi pune până aici în pământ și voi avea rezultat foarte bun. Deci voi continua cu fiecare plantă în parte și în cele din urmă voi avea flori cât se poate de bune, frumoase și doresc să le vedem cu toții. Deci cam așa arată. Mai poate fi pus o cutie deasupra, dacă, sau un capac, dacă aveți mai înaltă, știu, o dublă față de asta, și să stea într-un fel de solar. Dar e cam cald acum. Dacă era spre toamnă, era de înțeles. Da? Restul de proiecte am să văd dacă am timp să le fac, dacă nu, cu altă ocazie. Vă doresc un timp binecuvântat și protecția lui Dumnezeu peste voi tot timpul.